Pe data de 29 decembrie este deschiderea ofertelor. Ștefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Mavromati, spune că procedura de achiziție a fost demarată atât de târziu pentru că tubul necesar funcționării tomografului nu era acreditat. Mai precis, el spune că nu era nimeni care să pună la dispoziție tubul. Orice tub care se vinde în România trebuie acreditat. Da. Cel care îl cumpăra trebuie acreditat? Nu cel care îl cumpăra, cel care îl vinde trebuie să-l acrediteze înainte de a-l vinde. De asta o demara foarte greu și nu era în momentul respectiv nimeni pe piață care să pună la dispoziție tuburi. Până la refolosirea acestuia, pacienții care au nevoie de o tomografie computerizată vor trebui să meargă în continuare la centrul de diagnostic cu care unitatea spitalicească are încheiat contract. De acest serviciu nu a beneficiat însă și una dintre victimele accidentului de la Vlădeni. Tânăra, care avea nevoie urgentă de o tomografie computerizată, a fost transportată la Spitalul Județean din Suceava. Ștefan Bercea spune că a fost necesar transportul în județul vecin, întrucât tomograful centrului din Botoșani nu funcționează și noaptea. Pentru că CT-ul de la Luxro nu funcționează și în cursul nopții. Reprezentanții Spitalului Județean Mavromati speră ca până la sfârșitul lunii ianuarie tomograful să funcționeze. Valoarea reparației aparatului se ridică la 40.000 de lei.